Bună, draga mea! Sunt Lunala! Balanța este un semn contradictoriu, iar numărul 2 este un simbol al dualității. Dacă ești născută pe 20 octombrie, ai două laturi diferite ale personajului, dintre care una te caracterizează ca un diplomat sofisticat, predispus la cooperare și muncă în echipă. Totuși, simbolul acestui semn este un cântar, iar talerele lui nu sunt întotdeauna perfect echilibrate, aplecându-se într-un fel sau altul, ai ascensiunile și coborâșurile tale. Dacă ești în declin, atunci poți deveni sumbră și vicioasă, precum berbecul. Tu monitorizezi îndeaproape ce este la modă și ceea ce este deja în pas cu moda. Autoritatea ta este atât de puternică încât poți determina în mod independent unele tendințe sociale, dar, de asemenea, multe dintre ele se găsesc deseori în contradicție cu normele sociale și direcțiile noi existente. Dorința ta de a fi nu numai acceptată, dar și influentă în mediul public este foarte puternică. Prin urmare, eșecul în această zonă te lovește foarte dureros, iar dificultățile sau întârzierile îți pot deteriora spiritul. Semnul tău zodiacal aparține constelației Balanță. Semnul zodiacal Balanță este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: pricepere, simțul frumuseții, poezie, farmec, rafinament. Indecizia Balanței și complexitatea în luarea rapidă a deciziilor sunt legendare, dar tu te distingi prin farmec incredibil, abilități excelente pentru artele frumoase, bunătate și sensibilitate. Având o natură artistică și tandră, tu ești elegantă, sociabilă și practic lipsită de agresiune internă. Cu toate acestea, instabilitatea ta te face susceptibilă de tot felul de influențe, inclusiv negative, iar o pasiune pentru timp liber te poate duce mai departe în lene și indolență. Este indicat să eviți autocompasiunea și pasivitatea, să-ți dezvolți propriile abilități naturale, să comunici în abundență, dar să nu permiți celorlalți să te conducă. Tu ești în realitate o fiică a lui Venus, tu poți profita din plin de cele mai bune trăsături ale acestei zeițe, frumusețe și compasiune, spiritualitate și farmec. Tu te asemeni foarte mult cu simbolul semnului zodiacal, ai tendința să fluctuezi și, uneori, ești indecisă. Viața ta este determinată de influența lui Venus, astfel că principalele tale interese sunt de obicei plăcerile senzuale, iubirea de frumusețe, sociabilitatea strălucitoare. Poți fi lipsită de echilibru intern, dar tu te străduiești să armonizezi întreaga lume din jur, ești non-agresivă, îți place să joci rolul conciliatorilor, ești interesată de tot felul de arte, într-un cuvânt, tu împodobești și nobilezi viața. Tu ești foarte atrăgătoare și drăguță, tu știi să fii elegantă, extrem de spirituală, ai o dispoziție bună și ușoară. Cu toate acestea, influența zeiței Venus poate provoca și neajunsuri corespunzătoare, o tendință spre lenea excesivă, o fascinație a plăcerilor, chiar până la punctul de a cădea în vicii. Deci, echilibrul este sarcina principală a vieții tale deoarece tu ești binecuvântată și ai toate abilitățile pentru asta. Guvernatorul tău astral este Venus. De la Venus tu iei farmecul și frumusețea. Planeta Venus este favorabilă celor care lucrează în industria frumuseții, agenții matrimoniale. Planeta ta în exil este Marte. Aceasta este responsabilă pentru incertitudine precum și pentru dorința de a muta alegerea către alte persoane. Natura ta este schimbătoare, ești imprevizibilă. Nu este ușor să se găsească un limbaj comun cu tine. Ești contradictorie, dar stabilă, dacă ai o dispoziție bună. Poți deveni un luptător pentru dreptate, dar de multe ori îți este mai confortabil să acționezi. Poți duce un fel de viață dublă în care folosești cariera pentru a câștiga bani, iar un hobby este domeniul de aplicare a energiei tale creative. Nu este neobișnuit să fii destul de interesant în legătura cu principala ta meserie, pentru că inima ta romantică te duce departe de viața reală. Poate că acesta este în sine motivul succesului tău,
Obiectivitatea te avantajează clar. Poți fi în general bogat în lumea materială. Ai un bun simț al banilor și al finanțelor, așa că nu pierzi niciodată, chiar participând de la proiecte riscante. Ești un lider foarte competent. Paradoxal, ești vulnerabilă la nivel fizic. Este trist, dar sănătatea precară îți poate submina planurile materiale, nepermițându-ți să-ți îndeplinești funcțiile. Se pare că povara preocupărilor materiale poate fi o temă recurentă din viața ta. Ești foarte încăpățânată. Dacă dorești ceva, ești greu de oprit. A învăța să-ți recunoști greșelile este foarte important pentru tine în procesul dezvoltării tale. Din fericire, raționalismul tău este mai mult decât bine dezvoltat și este însoțită de control emoțional, astfel încât poți fi accesată prin bunul simț. Pentru tine, apariția joacă un rol imens. Lucruri precum moda, stilul, designul nu sunt superficiale sau bătute în cuie, ci exprimă individualitatea. Indiferent dacă profesia ta este directă legată de astfel de lucruri sau nu, ești conștientă de ceea ce face o impresie puternică asupra celorlalți. Te distingi față de alții nativi din balanță prin astfel de trăsături speciale, ești adaptabilă, sociabilă, bine îngrijită, atentă. Ești puțin conservatoare, îți place să înțelegi din timp ce se va întâmpla în continuare și nu ești înclinată spre aventuri. Conservatorismul se manifestă și în imaginea ta, găsindu-ți propriul stil, nu îl schimbi mulți ani. Te îmbraci elegant și cu gust, dar nu respecti tendințele modei, iar extravaganța și scandalosul pentru tine sunt complet inacceptabile. Cum afectează data de 20 octombrie soarta ta? Ești foarte îngrijorată de aspectul tău și de potrivirea hainelor cu tendințele moderne. Poți fi capabilă să stabilești tonul pentru mediul tău, alteori lovind de la extreme și mergând împotriva opiniei publice. Mai mult, te străduiești nu numai să joci un rol de lider în propriul mediu, ci și să obții recunoașterea universală a excepționalismului tău. Eșecurile în această direcție dau o lovitură mândriei tale și îți reduc semnificativ stima de sine. Încăpățânarea este semnul tău distinctiv. Nimic nu te poate obliga să te oprești pe calea dorită. Cu toate acestea, nu ești lipsită de un sentiment de autoconservare și ești capabilă să înveți din propriile greșeli. Mintea ta gândește sobru și rațional, subjugând sentimente și emoții. A asculta argumente rezonabile nu este ceva străin de natura ta. Poți urma sfaturi bune, mai ales dacă sunt însoțite de un exemplu viu. Ești destul de țintuită în domeniul creșterii carierei. Ai o intuiție bună în problemele financiare, ceea ce duce la un rezultat reușit chiar și al celor mai dubioase întreprinderi ale tale. Mai mult, îndeplinești toate cerințele unui lider bun. Punctul tău slab constă în starea ta de sănătate. Slăbiciunea fizică este un obstacol în împlinirea planurilor tale grandioase, tăindu-ți aripile. Această problemă va fi destul de relevantă de-a lungul vieții. De obicei, pentru tine, munca servește doar ca sursă de trai, o datorie împovărătoare care îți stă la cap, iar singura ieșire pentru nevoile tale creative este hobby-ul tău preferat, căruia îi dedici timp liber. Ai o natură romantică, visând de la ceva complet departe de realitățile cotidiene ale vieții moderne, ceea ce te împiedică să te dedici pe deplin muncii. Într-o oarecare măsură, acesta este motivul succesului tău. Separarea de afaceri și o perspectivă obiectivă din exterior te ajută să iei decizia corectă și să ajungi la concluziile corecte. Ești foarte preocupată de imaginea ta? Tendințele în modă și design sunt printre prioritățile tale. Trebuie să acorzi mai mult atenție rudelor și prietenilor. Visele nu pot înlocui sentimentele reale. Definește-ți obiective specifice, găsește sens în propria viață și încetează să te îndepărtezi de realitate. Dragoste și compatibilitate. În viața personală, ești un adevărat idealist romantic. Privești lumea prin ochelari roz. Visezi o pasiune mare și arzătoare, dar dacă relațiile strânse nu corespund ideilor tale despre ele, poți fi supărată și chiar poți să te îmbolnăvești.
O pereche excelentă poți alcătui cu reprezentanții constelațiilor Gemeni sau Vărsător. Aceste semne se înțeleg bine cu tine, sunt similare în temperament și atitudine față de viață. Astfel de relații vor fi pe termen lung, armonioase și puternice. Romanul de dragoste cu Scorpionul îți va aduce noi emoții și experiențe, dar cel mai probabil nu va dura mult timp. Cele mai mici șanse de succes în relațiile tale sunt cu Fecioara, Rac și Pești. Cu reprezentanții semnului Fecioară, nu vei găsi un limbaj comun, lipsa de teme comune va provoca iritare și nemulțumire. Racul nu se va încadra în lumea armonioasă și echilibrată ta. În ceea ce privește Peștii, vei avea exigențe uriașe asupra lor și vei încerca să îi împingi în casete, pe care natura sensibilă și vulnerabilă a peștelui nu le poate suporta. Cu celelalte semne, poți încerca, dar șansele sunt 50-50. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Este extrem de dificil pentru tine să acorzi prioritate lucrurilor. Ești un diplomat sofisticat. Ești concentrată pe munca în echipă, pe cooperare, dar pe măsură ce starea ta de spirit se schimbă, poți deveni vicioasă, sumbră, nesociabilă. Singură cu tine însăți, te adaptezi cu greu și așa trăiești, grăbindu-te între două focuri. Îți câștigi rapid credibilitatea în comunitatea profesională. Poți fi atât de puternică încât ți se oferă posibilitatea de a modela tendințele. În același timp, nu trebuie să lucrezi într-o poziție managerială. Funcționezi adesea ca parte a unui grup de interes. Cu toate acestea, opinia ta este foarte importantă. Adesea, soarta unui proiect depinde de rezumatul tău. Sănătate și boli. Ai uneori probleme fiziologice neobișnuite cărora ar trebui să le acorzi imediat atenție, altfel pot apărea disfuncții ale organelor importante. Ești atât de sensibilă la mediu încât poți suferi alergii, astm, artrită și alte boli debilitante, inclusiv imunodeficiență. Pericolul pentru tine este stresul, supra-solicitarea, încordarea, reținerea emoțiilor. Acestea sunt pline de tulburări psihosomatice. Rezultate pozitive pot fi obținute dacă studiezi alimentația ta și faci modificările necesare în dietă. O dietă care exclude participarea membranei mucoase la digestia activă a alimentelor te va ajuta să scapi de reacțiile la produsele lactate și la alergeni. Exercițiile fizice zilnice te vor ajuta cu siguranță la eliminarea substanțelor dăunătoare, însă chiar ducând un stil de viață excepțional de sănătos, trebuie să eviți utilizarea conservanților și a altor aditivi. Destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură foarte contradictorie. Coexiști cu bunătate și cruzime. Uneori ești imprevizibilă în acțiunile tale. Având o varietate de talente, uneori nu poți aprecia abilitățile care îți sunt date și rareori le folosești pe deplin. Dar dacă înțelegi că mult în viață depinde de persoana ta însăți și vei putea să-ți frânezi dispoziția incontrolabilă, să devii mai amabilă și mai milostivă, viața ta se va schimba, vei atinge prosperitate. Vor fi dezacorduri în viața de familie, ascensiuni și coborâșuri în sfera financiară, dar în anii mai maturi există oportunitatea de a atinge stabilitatea și prosperitatea. Sfaturi pentru tine. Dorința ta de a fi influentă este foarte mare. Idei neacceptate de societate, neevaluate în cercurile profesionale, lovesc nu numai în imagine, ci și în sănătate. Orice stres sever este periculos pentru sănătate. Învață să pierzi cu demnitate și calm. Definește-ți și rafinează-ți rolul tău în funcție de mediul în care te afli. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, desigur, flori. Buchetul nu trebuie nu exagerat, trebuie doar să sublinieze harul florilor și să concentreze atenția asupra ta. Niciodată nu trebuie ca cineva să se limiteze la un singur cadou. Cea mai ideală opțiune, dacă este să cheltuie nu numai bani pentru tine, ci și timp, atunci vei lua această zi ca de vacanță. Dimineața, să fii trezită cu aroma băuturii tale preferate și cu cele mai proaspete fructe dulci.
Este bine să-ți arunce câteva flori, buchetul nu contează. Apoi, după o pauză, partea oficială, cadoul. Fiind estetică prin natură, ești capabilă să apreciezi un set de miniaturi în rame de lemn, de exemplu, cu animale exotice sau peisaje ale orașelor din diferite țări. Cu cât sunt mai multe articole, cu atât este mai interesant cadoul pentru tine. Seara, o cină intimă sau recepție socială. Darul ar trebui să fie elegant. Ambalajul nu este mai puțin important decât cadoul în sine. Un set de lenjerie erotică te va surprinde și te va încânta, dar este important să știi în prealabil dimensiunea, pentru a nu ajunge într-o situație penibilă. Dacă o astfel de surpriză nu este potrivită, pijamalele de casă și papuci moi în ton sunt destul de potrivite, deoarece tu apreciezi confortul personal. Dorința ta de armonie este ceea ce trebuie să fie luat în considerare atunci când ți se alege un cadou. Dacă nu ai o situație financiară foarte bună, atunci, după ce ai primit un cadou scump, te poți simți obligată. La urma urmei, tu consideri că este de datoria ta să rambursezi în mod egal. Nu este nevoie ca cineva să te pună într-o poziție penibilă, mai ales de ziua ta. Deși, unii vor putea folosi această caracteristică în favoarea lor. O excepție ar fi invitația la un restaurant și o cină cochetă de gală pentru doi, cu homar și vin bun. Destul de ciudat, ești foarte neutră față de gadgeturile moderne, cu excepția cazului în care, desigur, este vorba despre o cameră profesională pentru o femeie fotograf. Dar atunci când ți se alege un smartphone, ar trebui să se concentreze pe noutățile mărcii pe care o folosește deja. Dintre bijuterii, vei străluci de fericire primind un set de cercei din aur și un inel cu diamante. Un colier din argint și cercei cu perle vor fi pe placul tău. Cel ce-ți oferă cadoul nu trebuie să economisească prea mult, pentru că este ușor și frumos să obțină favoarea acestei persoane inteligente și muncitoare ca tine. Tu adori darurile cu sens. Mai bine să nu ți se ofere mărunțișuri chinezești inutile. Vei accepta favorabil ca și cadou, ustensile de bucătărie, accesori, haine, obiecte interioare interesante. Doar cadourile ar trebui să fie prețioase și de marca, altfel te ai putea simți jignită. Un cadou excelent va fi o geantă din piele de înaltă calitate și cu accesorii originale. La fel de bine vei primi un portofel elegant, și este mai bine să se acorde preferință prezentărilor în culori arginții. Un sfat sincer pentru cei ce îți oferă cadouri, este mai bine să nu ți se ofere inelele. Ele ating libertatea ta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.